La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie cu numărul 268. Tot în pandemie, dar tot ca de fiecare dată, întâlnirea este cu trei autori și creațiile lor, pe o coloană sonoră Debussy de această dată. Și sper că bucuria întâlnirii este tocmai pentru că suntem în pandemie, tocmai pentru că trebuie să fim în continuare distanțați, dar acest moment și poezia ne ajută, zic eu, să fim aproape, să fim bine, măcar din punct de vedere intelectual și, dacă ne place cu adevărat poezia, să ne simțim bine aici, în ceea ce numim zona noastră de suflet, nu-i așa? Și haideți să vedem că poezia ne ajută să trecem cu bine, inclusiv pentru peste situații nu tocmai plăcute. Așa cum ne arată un poem de Iacob Roman, un autor născut în Socolaj, județul Caraș-Severin, într-o zi de septembrie în 1948, membru al filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor și vi-l prezint din Poeții din Banat, antologia realizată de Marian Oprea la editura Brumar în 2011, v-a mai prezentat și vă mai prezint poeți din această antologie. Iacob Roman, poemul se intitulează Inundații și e despre iarnă, exact ce trăim acum. De fapt e bine, indiferent cum este, e bine că e și iarnă. Iacob Roman. Se topesc zăpezile de pe semenic, îmi intră apă în bocanci, mă implic, bârza va, solzoasă și viu colorată își arată colții la trecători și mușchii. Mușcă din gleznele podurilor, podurile dau din picioare, străzile se curbează, tramvaiele tremură din toate fiarele lor, reșița scârție. Coșava și-n foaie plămânii și-i spulberă pe aleșii locali cu năduf. Ei se cațără unii de alții, vârtejul se vede până seara târziu, peste primărie în văzduh, câinii comunitari ocupă centrul orașului, fac alegeri, fac nunți, fac serbări, porumbeii se învârt împușcați în aripă, fetele tinere, rujate intens, gesticulează și țipă, nu-ți vine să crezi ce se întâmplă pe străzi, ca o balenă în călduri, fântâna cinetică mugește, strănută și scuipă pe trecătorii mahmuri. Un poem de Iacob Roman, stimați prieteni, în care se amestecă geografia și administrația publică și câinii de pe stradă și porumbeii săraci împușcați în aripă, dar poemul se cheamă Inundații și sper să nu avem parte de așa ceva, să nu mai avem parte de așa ceva. Deja trăim în pandemie și nu-i deloc plăcut. Ați văzut și dumneavoastră, nu ne protejăm și oamenii săraci se îmbolnăvesc și ajung la terapie intensivă unde nu mai sunt locuri și unde toată lumea e disperată, dar poezia, repet, poezia ne ajută inclusiv să călătorim. Iată, cu ajutorul unui poet turc pe care l-a publicat Claudiu Comartin, în revista numărul 2 din septembrie 2010, Poesis International, minunata revistă pe care Claudiu Comartin a inițiat-o și o coordonează. Deci, vă prezint un poem de Efe Duyan, un tânăr născut în 1981 în Turcia, v-am mai zis, care lucrează la Facultatea de Arhitectură, deci e mai mult decât poet, și haideți să vedem ce se întâmplă în Turcia, nu numai din punct de vedere poetic. Efe Duyan. Trebuie să te întorci, se cheamă poemul, tradus repede de Claudiu Comartin. Încearcă să repare frânele de la bicicletă.
dar puștul ăsta nu are nimic de-a face cu copilăria mea. Vara noi ne jucam toată ziua pe stradă. Mâinile lui nu umblă decât cu fierul și cuprul. În secolul celălalt, noi uram munca. El muncește pe rupte zi de zi. Ochii lui sunt goliți de orice curiozitate, în timp ce ai noștri încearcă să salveze un cer muribund. Poartă cu el un întuneric de care încearcă să se scuture, să scape, dar nu poate. Văd toate astea, dar nu știu cum le iubesc. Trebuie să le las în urmă și să trec peste. Toate cărțile despre clasa muncitoare nu mă mai lasă să gândesc. Și n-ar trebui să mai gândesc la revoluții ca la niște povești de dragoste. Iar după aceea, peste o vreme, voi găsi acea bicicletă fără frâne pe același deal. Efe Duyan, stimați prieteni, un poet turc tradus de Claudiu Comartin și publicat în revista Poesis International. O poezie evident egocentrică, dar ca orice poezie adevărată, transmite și imagini sociale și filozofice, ar spune, și chiar trimiterea asta, cărțile despre clasa muncitoare și să nu mă mai gândesc la revoluții ca la niște povești de dragoste, ar trebui să ne spună și nouă mai multe, mai ales acum, în acest decembrie, care trebuie să ne ducă cu memoria către un alt decembrie, cel din 1989, când s-au răsucit un pic frâiele chiar și ale timpului, doar că oamenii mai uită și cam degeaba s-a murit atunci, așa mi se pare mie câteodată, dar în fine, să rămânem în zona poeziei și am să vă duc din nou în timp. Un autor din Cehia, născut în 1905, plecat între timp dintre noi, Vilém Zavada, cu o poezie de dragoste, pentru că ne-am stresat și ne zăpăcește și Debussy cu aceste string quartets și da, na, trebuie să fie toate felurile. Muzica clasică e frumoasă oricum, zic eu, care în fine, eu aleg și mie îmi place. Sper să vă placă până la urmă și dumneavoastră. Deci, un poet prezentat din Poezia de Dragoste a Lumii din 1974, editura Minerva, îngrijit volum de Maria Banuș, deci gândită toată selecția asta de Maria Banuș, și acest autor din Cehia, cu un poem foarte, foarte interesant. Flori de nu mă uita. Autorul Vilém Zavada. Ochii tăi m-au ars atât de tare că mă seamăn rocilor din mină. Nu vezi fumul cum se înalță oare, nici văpăi suind din rădăcină? Amețită sunt de tine toată, ai venit ca un puhoi de munte, răsuflarea-n valuri mi-e tăiată, dusă sunt de spumele cărunte. Rostogol se azvârle în depărtare, volbură-i torentul fără milă, a rămas în mal albastra floare, miozotis ochii de copilă.
Iată, un poem de dragoste care e cu totul și cu totul altfel decât scriem noi în general, așa, cuvinte care zâmbesc fals și care nu spun mai nimic. Aici e cu totul și cu totul altceva și îmi place teribil cum începe poemul. Ochii tăi m-au ars atât de tare că mă asemăn rocilor de mină. Fă. Asta, da, declarație de dragoste. Sper să vă vină și vouă așa o stare, să faceți o declarație de dragoste celui care vă este aproape, mai ales că e pandemie, mai ales că uneori ne vine să ne tragem palme. Zic eu că măcar acum, în acest moment, ne-am mai revenit și ne-am dus și în cu totul alte sfere cu acest Debussy, cu totul și cu totul altfel și el, ca... În fine, e mai bine așa, să mai ieșim un pic din rutină. Dar rutina continuă, ne întâlnim și mâine, tot cu trei autori, tot cu coloană sonoră cât se poate de interesantă și care să ne facă bine, repet, în primul rând aici, apoi la inimioară. Și zic eu că rămânem în continuare în cercul acesta unde nu pătrunde virusul SARS-CoV-2 și boala COVID, unde ne strângem mâinile măcar așa virtual și ne strângem chiar și așa în brațe, de ce nu? Cu bucuria că ne-am întâlnit din nou cu poezia, cu bucuria că vom căuta, zic eu, autorii și vom face mai mult bine decât este, pentru că ăsta e rostul nostru, nu doar să mâncăm, să dormim și atât, ci să ne gândim că există ceva mai mult decât banalul, că există și în banal frumos și el e găsit de poeți, e găsit de creatorii de muzică, de artiști, da, moment de artă, așa, artă, mi-e greu să fac, da, deocamdată rămânem în sfera poeziei. O salut pe prietena Domnica Pop, care este acum alături de noi și ne revedem și mâine la un nou moment. Poezie cât cuprinde, muzică bună și toată inima, toți cu toată inima, toate bune!